Pentru a ne simți protejați și în siguranță, noi copiii avem nevoie. Să fim prietenoși, binevoitori și respectuoși unul față de altul. Haideți să ne comportăm astfel ca să nu supărăm sau să rănim pe nimeni. Să spunem tuturor cât de grav e bullying-ul și câtă suferință provoacă. Să fim deschiși spre comunicare, să dialogăm prietenos. Aceasta ne va ajuta să soluționăm conflicte, să depășim situații de bullying și să creștem în siguranță. Să investim în noi, în dezvoltarea noastră personală, să ne implicăm în diverse activități în cadrul școlii și chiar în afara ei. Nu acuzăm pe cei care solicită ajutor de la adulți și ori de câte ori simțim că avem nevoia, să cerem ajutor. Să fim un model pozitiv unul pentru altul. Fiecare din noi este valoros și poate fi partea schimbării. Fii chiar tu cel care oprește bullying-ul.